Botezul este o reprezentare a Evangheliei. Botezul nu este, cum spun cei care botează copiii mici, botezul nu este o înlocuire a circumcizei, nici vorba de așa ceva. Botezul este o reprezentare a Evangheliei. Întrebarea este, ce este Evanghelia? Evanghelia nu este Dumnezeu te iubește, vină la El. Nu. Evanghelia este Hristos. Evanghelia este lucrarea Domnului nostru Iisus Hristos în locul nostru pentru noi. El a murit pentru mine, a fost îngropat pentru mine, a fost răstignit pentru mine, a purtat păcatele pentru mine, a stat în locul meu și a înviat tot pentru mine. Asta este Evanghelia. Ce a făcut Iisus Hristos? Asta este. Evanghelia este Hristos. Și Dumnezeu ne-a lăsat două simboluri în biserică care arată Evanghelia. Nu ne arată pentru, pe noi. Eu când mă duc la cina Domnului nu spun, mă, cred că-s vrednic să mi se ierte păcatele. Nu la asta mă gândesc. Mă gândesc că altul a fost vrednic ca să mă oferim iertarea păcatelor prin faptul că a murit. Da, de asta e trupul frânt al Domnului Iisus și sângele curs. Ăsta e primul simbol. Al doilea simbol, tot al Evangheliei, adică tot al Domnului Iisus și al lucrării Lui, este botezul. Moartea, îngroparea și învierea Domnului nostru Iisus Hristos. Da? Asta este botezul. Botezul în relație cu Hristos este o reprezentare a lucrării sale. Botezul în relație cu noi este o reprezentare a faptului că eu am beneficiat de lucrarea Lui. Ce folosiție? Ce folosiție dacă Iisus a murit și a înviat? Dacă El nu a murit și a înviat pentru mine. Ok, am înțeles. Domnul Iisus vrea să fie botezat, adică vrea să moară și să învieze, să facă lucrarea lui Dumnezeu. De ce nu e suficient lucrul acesta? Păi nu e suficient lucrul acesta pentru că tu trebuie să fii unit cu El, să beneficiezi și tu de ce a făcut El. Cum arăți exterior? Dumnezeu vrea, a lăsat două simboluri prin care arătăm exterior. Cum arăți exterior că ai beneficiat de Hristos? Un mod în care arăți exterior este că vii la cina Domnului și te împărtășești din simbolurile care arată jertfa Lui pentru păcatele tale. Și un alt mod în care arăți lucrul acesta este prin faptul că te botezi. De aceea botezul funcționează ca un pilon al viețelor noastre pentru noi. Noi nu murim și înviem de 100 de ori. O singură dată murim și înviem. Iisus a murit o singură dată și a înviat, da? Și noi funcționează ca un pilon al vieților noastre, nu că în momentul am fost mântuiți, ci că atunci am arătat exterior tuturor că noi am beneficiat de lucrul ăla, că și nouă ni s-a aplicat, că a avut efect și în viața noastră ce a făcut Domnul Iisus Hristos la crucea de la Golgota.